Slatina are un nou viceprimar. Consilierii locali s-au adunat astăzi pentru a vota și desemna persoana care va ocupa această poziție până la următoarele alegeri locale. În urma votului Consiliului Local, propunerea social-democraților Alexandru Berechet a fost ales în unanimitate în funcția de viceprimar al municipiului Slatina. Pe această cale vreau să le mulțumesc colegilor din Consiliul Local pentru votul acordat. Vreau să le mulțumesc în primul rând domnului președinte al Consiliului Județean Marius Oprescu și domnului primar Emil Moț pentru încrederea acordată. Sunt un tânăr venit din organizațiile de tineret și asta mă responsabilizează foarte tare. Primarul Slatinei spune că tânărul viceprimar va avea în subordine Direcția de Patrimoniu, adică cel mai dificil serviciu public. Va avea în coordonare Direcția Administrare Patrimoniu. Știu că este o direcție grea, dar noi, la Primăria Slatina, suntem o echipă. Va fi un început, zic eu, foarte bun pentru noua echipă de aici, de la Primăria Slatina. Vom fi lângă tine, Alex, și eu și domnul viceprimar Vâlceleanu. O să facem echipă bună, sunt convins de acest lucru. Însă patrimoniul este, să zic, cea mai grea direcție din Primăria Slatina și sunt convins că te descurci. Alexandru Berechet este la al doilea mandat în Consiliul Local Slatina. Din anul 2018 l-a preluat conducerea organizației de tineret a PSD din municipiu.